Hei, ce faceți minunaților? Care-i treaba? E vreo treabă? Tot cu voi, tot cu tine, tot despre tine? Mânca varaiu să vă mănânce, nu vă mai potolește Dumnezeu, mă. Nu vă mai satură. Ce să fac? Mă distrez, râd în continuu, nu mai am timp de nimic, că nu există oricum timp, râd ca bou în continuu, mă. Băi, este incredibil ce vă bese mintea pe rețelele astea de socializare. Auziți ce zice o nutrie de asta spiritualistă, crezând că a descoperit ea esența existării. Fiți atenți. Zice, când iubești, iubești cu tot sufletul. Nu există jumătăți de măsură. Bă, zici că a fost înțărcată cu piftie asta, mă? Bă, n-ați văzut așa ceva, mă, bă? Fiți atenți, un pic. Când iubești, iubești cu tot sufletul. Bă, să moară Sanda. Așa, ai văzut tu vreodată vreun suflet, mă, vreodată? În viața ta, whatever. Bă, nimeni n-a văzut vreodată un suflet. Nu există așa ceva. Este doar un concept. Da, un concept preluat de la alții și l-ați luat de bun. Gălușca, hop, ca la, nu zic fraieri, ca la cățeluși. Da? Hop, ați înghițit gălușca și o dați pe afară. Nu toți. Moliile astea spiritualiste, cărora mă adresez într-un mod direct, ostentativ, crud și violent. Da? Deci în afară de faptul că nu există așa ceva, un suflet din care să iubești, iubirea despre care vorbește toată spiritualizitatea asta e total falsă. Nu există așa ceva. Și zice așa, ci că nu există jumătăți de măsură. Hmm? Draga mea, habar n-ai pe ce lume trăiești. Spui că nu există jumătăți de măsură, dar tu te faci jumătate cu cel pe care îl iubești. Spunând te iubesc, este separare. De aici apare suferința, de aici apare gelozia, frustrarea, da? Sentimentul că îți lipsește ceva și vrei să-l posezi pe celălalt. O dați din stânga în dreapta și în râmba în drâmba, băi. O zguduiți de gard și a început să vă doară. Deci în afară de faptul că asta zice că nu sunt jumătăți de măsură, dar se declară a fi jumătatea unui cuiva care îl iubește. Ce aberrațiu! Este uimitor incapacitatea omului de a privi viul vieții și de a vedea clar în lipsa gândului și a realiza gândul ca fiind un gând. O formă totală lipsită de conținut și de esență. Acestea fiind zise și având în vedere că nimănui nu-i pasă de nimic, facem un live niciodată, în locuri fără de loc și la ora fără de timp. Vă pupă fratele vostru, luați cu pâine până vă fâlfâie urechile. I love you!